Amin, binecuvântat să fie Domnul! Și surori, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la pagina 1189, Iacov, capitolul 3, de unde vom începe să ascultăm cuvântul Domnului, începând cu versetul 1. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cărmuim tot trupul. Iată și corăbile, cât sunt de mari, sunt și, măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cărmuite de o cărmă foarte mică după gustul cărmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate soilor de fiare, de păsări, de tărătoare, de vețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit cu respectul să ocupați locurile. În seara aceasta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt pe care l-a scris apostolul Iacov bisericii. Este capitolul acesta 3, care mai este și numit Păcatele Limbii. Așa mi-am și intitulat mesajul din seara aceasta, Păcatele Limbii. Și aș vrea în seara aceasta toți care suntem în casa de rugăciune, toți care în seara aceasta vor urmări transmisia din seara aceasta, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu cum este vorbirea noastră. Vreau să ne cercetăm, nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să fac aluzie la nimeni, doar aș vrea fiecare dintre noi să ne punem în oglinda Scripturii, în oglinda care este cuvântul lui Dumnezeu, și dacă găsim ceva de îndreptat, găsim ceva care ar trebui îndepărtat din viața noastră, ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ajute să ne pocăim împreună. Amin. Darul comunicării prin cuvinte este dat de Dumnezeu omului. Nici o altă creatură de pe pământ nu comunică în felul acesta și nu are darul acesta al comunicării prin cuvinte. Celelalte făpturi comunică și ele între ele, prin sunete sau prin ce știu eu, prin gesturi, dar în afară de om, nicio altă creatură de pe pământul acesta nu comunică prin vorbire, prin cuvinte, așa cum o facem noi. Însă tot Biblia ne arată că acest dar, această binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dat-o, încât să ne putem comunica unul cu altul, să ne putem exprima, să ne putem înțelege, să putem socializa unul cu celălalt, dacă nu este stăpânit, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu este înfrânat mădularul acesta, limba, din binecuvântare, spune cuvântul lui Dumnezeu că se poate transforma
într-un blestem se poate transforma într-o tragedie, într-un lucru care aduce moarte și duce la moarte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ba chiar Apostolul în capitolul 1 din versetul 26 spunea că dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, își înșeală inima. Religiunea unui astfel de om este zadarnică. Ce înseamnă zadarnic? Adolescenții, înțelegeți cuvântul acesta, zadarnic? Știe cineva ce înseamnă zadarnic? Inutil. Inutil. Degeaba. Nefolositor. Adică spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă vin la adunare, pregătesc o cântare, îl laud pe Dumnezeu, fac repetiție, fac multe lucruri care aparțin, să spunem așa, de religie, suntem religioși. Și când vorbesc, nu îmi frânez limba, folosesc cuvinte vulgare, folosesc cuvinte care denigrează, vorbesc de rău, spune cuvântul lui Dumnezeu că toate sunt inutile. Toate sunt făcute degeaba. Spune că o astfel de religiune este zadar, nu trebuie nimănui. Nici chiar Dumnezeu nu privește cu plăcere la jertfele noastre când noi nu ne înfrânăm limba. Ne-am uitat, am citit versetele acestea de la 1 la 18 și sunt cel puțin 4 exemple luate din viața de zi cu zi pe care apostolul le-a luat și le-a asemănat ca să înțelegem ce putere are limba, ce putere are, ce impact are cuvântul rostit. Prin binecuvântarea aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu, darul vorbirii și mădularul acesta limbă. Și primul este, spunea apostolul, calul. Și spunea el că cailor, dacă vrei să-i cârmuiești, să-l faci folositor, trebuie să-i pui un frâu, trebuie să-i pui o zăbală. Și spunea că dacă la un cal nu ai frâu, nu ai control asupra lui, din binecuvântare, cum era pe vremea respectivă, era mijlocul cel mai des răspândit pentru transport, pentru muncă. Din binecuvântare, calul acesta putea să devină o nenorocire pentru om. Mulți cai care se speriau, fugeau cu trăsura, de multe ori se răsturnau și omorau oamenii care erau acolo și spuneau că din binecuvântare poate aduce moarte. Dacă ar fi să actualizăm, ar fi să luăm o mașină, de exemplu. Cine s-ar urca la volan? Cine ar pleca într-o călătorie cu o mașină care n-ar avea niciun fel de frână? Ar avea cineva curaj? Eu nu. Nici măcar n-aș ieși în strada principală cu o mașină să știu că ajung acolo și nu mă pot opri. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, cam același impact o are și limba când nu este controlată. Dacă nu avem frâu, dacă nu ne putem înfrâna, aceeași putere, același impact o are și omul care nu-și poate înfrâna limba. În loc să fie o binecuvântare, poate fi un mijloc în care să aducă, ce știu, moarte. Ca să nu spunem alte cuvinte. Apoi spunea o corabie, la fel, un mijloc de transport foarte folosit în vremea respectivă. O binecuvântare pentru om poate deveni un mijloc, o corabie, cât ar fi de mare, îi poate fi mânată încolo și încoace de vânturi uți și puternice și spunea că o cârmă mică o poate duce după placul cârmaciului. Dar dacă nu are cârmă, corabia respectivă devine ca un sicriu, așa cum spune Scriptura despre Moise. Spune că mama lui a luat un secriaș, a luat-o ca un fel de corăbioară, așa micuță, l-a pus pe Moise acolo, n-avea nicio cârmă. La fel scânteia, focul, este bun atât timp cât îl putem ținea sub control, ne folosim, ne încălzim, atâtea lucruri utile facem, dar când este scăpat de sub control, aduce nenorociri aproape imaginabile. Poate mii și milioane de oameni au murit, arși, au murit datorită incendiilor care au fost scăpate de sub control. Apoi este folosit izvorul, apa. Apa este bună, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă este dulce și orice râu aduce binecuvântare și viață atât timp cât îi ținut sub control. Uitați-vă în zonele acestea în care trăim noi. De multe ori există pericolul ca râurile să inundeze, să iese din matcă, cum spunem noi. Atunci nu mai privești râul respectiv ca o binecuvântare, ci ți-e frică. Îl vezi ca un mijloc care poate aduce moartea. Nu? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Atâta timp cât apa sau un râu este la locul lui, cât este ținut sub control, este o binecuvântare. Nu la întâmplare, cele mai mari orașe
sau capitalele celor mai dezvoltate țări, sau aproape la toate țările în care curg râuri mari, sunt așezate pe râuri. De exemplu, Londra e așezată pe râul Tamisa, Paris pe râul Sena, Roma, Tevere, Budapesta pe Dunăre, Washington, Potomac, București, Dâmbovița. Toate acestea sunt râuri pe care omul a înțeles că atât timp cât stă în preajma lor și apa respectivă e ținută sub control, poate se folosi de apa respectivă, poate se poate spăla, poate găti, poate folosi apa pentru irigații, pentru ferme, pentru diferite nevoi zilnice. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu, așa este și limba, spunea apostolul Iacov. Atâta timp cât noi putem să o înfrânăm, cât ea este înfrânată, este o binecuvântare pentru ceilalți, aduce viață, nu aduce moarte. Când noi nu ne înfrânăm limba, când noi nu avem niciun control asupra limbii, când dăm drumul la gură, fără să gândim, fără să ne pese, fără să, ce știu eu, să ne gândim la consecințe, la nervi, lucrul respectiv aduce moarte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai pentru cel care poate ascultă, și pentru noi, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos că în ziua judecății vom fi trași la răspundere pentru orice cuvânt folositor. Pentru orice cuvânt. Și pentru cuvintele pe care le-am spus când am intrat în biserică. Și pentru cuvintele pe care le-am spus când am parcat mașina. Și pentru cuvintele pe care le-am spus când am dat mâna cu frații. Și pentru cuvintele pe care le-am spus când m-am pornit la biserică sau eram pe mașină. Sau și pentru cuvintele care am plecat când plecam de la biserică, le-am spus în mașină. Da, spune cuvântul, pentru orice cuvânt. Noi de multe ori trecem cu ușurință peste versetele acestea, pentru că poate le știm prea bine și ne-au devenit cumva așa. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua judecății, spunea Domnul Iisus Hristos, orice cuvânt nefolositor, care n-a adus zidire, vom fi judecați pentru el. Ce spuneți? Avem motiv să ne pocăim în seara aceasta? Să cerem Domnului iertare? Dacă ar fi să asculți pe o bandă, așa, numai cuvintele care au fost săptămâna aceasta, sau eu, cuvintele care le-am spus eu săptămâna aceasta, dacă ar fi să mi se afișeze cuvintele care eu le-am spus săptămâna aceasta, de luni până în seara aceasta, credeți că aș mai avea curaj să mă ridic aici? Eu cred că sunt cuvinte pe care le-am spus, care ar trebui să mă pocăiesc și mi-ar fi rușine. Mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne iartă, că Dumnezeu se îndură de noi, slăvit să-i fie numele. Avem motive să ne pocăim, frați și surori. Și eu cred că nu numai eu, toți dintre noi. Sunt cuvinte pe care le-am spus și n-ar trebui să le spunem. Sunt cuvinte care n-au adus zidire. Sunt cuvinte care n-au adus viață. O, Doamne, iartă-ne în seara aceasta și ajută-ne să ne smerim înaintea Ta. Acestea sunt cel puțin patru exemple pe care le-a spune Apostolul Pavel, Apostolul Iacov, și le aseamănă cu limba atunci când ea este ținută în frâu, aduce viață, când nu este ținută în frâu, aduce moarte. Cuvintele folosite de un creștin, în general, dovedesc maturitatea lui spirituală. Când stai de vorbă cu cineva, îți dai seama imediat cât maturitatea spirituală are după cuvintele pe care le folosește. Spunea Domnul Iisus Hristos că din prisosul inimii vorbește gura, adică ce ai în inimă, prin vorbire scoți afară. După cuvintele pe care le folosești un om, îți dai seama cam cât e de spiritual. Vocabularul pe care îl folosesc oamenii dovedesc spiritualitatea care o are. Puritatea vocabularului pe care îl avem dovedesc cât de spiritual suntem. Modul în care vorbim despre alții, modul în care vorbim cu alții și modul în care vorbim despre noi arată maturitatea noastră spirituală. Eu nu zic, nu vreau să dau exemple, dar bine ar fi când vorbim despre alții să-i lăudăm și când ar fi despre noi să ne criticăm, bine ar fi. De cele mai multe ori facem contrar noi și asta nu-i bine. Asta nu-i un caracter creștin, spune cuvântul lui Dumnezeu că lucrul ar trebui să fie contrariu. Aș vrea să evidențiez în seara aceasta câteva păcate care sunt ale limbii pe care Apostolul Iacov le-a așezat în capitolul acesta. Nu voi zăbăvi mult asupra lor, cu multe versete, cu multe comentarii,
Știu că este seară, de obicei seara se asimilează mai puțin, doar aș vrea să fac o enumerare, măcar să ne rămână în minte lucrurile acestea și dacă cumva ne regăsim într-unul din aceste păcate, să ne rugăm Domnului să ne ierte și să ne rugăm Domnului să ne izbăvească de păcatele acestea. Amin. Spunea un proverb că ești stăpânul cuvântului nerostit, dar cuvântul rostit devine stăpânul tău. Adică atât timp cât eu nu rostesc un cuvânt, eu sunt stăpân pe cuvântul rostit. În momentul când eu am rostit cuvântul respectiv, cuvântul pe care l-am rostit devine stăpânul meu. Adică eu trebuie să fac ce spun, că dacă nu, sunt un om de caracter. Sunt un om care vorbesc multe și fac puține și asta nu-i bine. Mai spunea proverbe că moartea și viața stau în puterea limbii și oricine o iubește îi va mânca roadele. Moartea și viața stau în puterea limbii. Spunea că oricine o iubește îi va mânca roadele. Care roade? Dacă eu binecuvintez, dacă eu aduc viață atunci când vorbesc, ce fel de roade credeți că voi mânca eu? Ce fel de roade? Viață, nu? Dacă eu ponegrez, dacă eu mint, dacă eu fac tot felul de lucruri, dacă eu am un vocabular nociv, dacă am un vocabular întotdeauna, vorbesc numai de rău, ce fel de roade credeți că voi mânca eu? Simplu, cuvântul lui Dumnezeu spune moartea. Primul păcat evidențiat de apostol este blestemul. Versetul 10, din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Blestemul înseamnă invocarea unei urgii sau invocarea unei nenorociri asupra cuiva. Să te bucuri? Știți, noi ne-am obișnuit când spunem blestem, ne gândim de obicei la niște ritualuri dintre cele pe care le fac anumiți oameni, ghicitori, vrăjitori sau anumiți oameni și spun, eu nu fac treaba asta. Dar cuvântul lui Dumnezeu și vocabularul spune că blestem înseamnă și invocarea unei nenorociri sau să te bucuri când cineva are o problemă. Sau să-i dorești cuiva răul. Asta înseamnă să intri sub această, acest păcat al blestemului. Nu trebuie să rostești cuvinte, ce știu eu, speciale pentru a rosti un blestem. E de ajuns să dorești răul cuiva. E de ajuns să invoci un rău asupra cuiva. Știți, de multe ori când nu veghem, am mai auzit și eu cuvinte de acestea. I s-a întâmplat cu tare un lucru, a avut un accident. Așa-i trebuie. Ce mândru era ăla să dea prin parcare. Așa-i trebuie. Mai rău îi trebuie. S-a întâmplat să spunem așa sau nu? Sau câteodată copiii, știți că nu ne ascultă și se lovesc, spune, s-a lovit, vine, lovit, plângând. Mai rău îți trebuie. Nu mai asculta. Iată că este un mod de a invoca răul asupra cuiva și cuvântul lui Dumnezeu spune că nu avem voie să facem lucrul acesta. Spune că din aceeași gură nu poate ieși și blestemul și binecuvântarea. Vă aduceți aminte despre soția lui Iov. Când a venit nenorocirea peste Iov, peste casa lor, soția lui a spus, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. Și el ce a spus? Vorbești ca o femeie? Nebună. Vedeți unde și are locașul blestemul? Într-o minte nu înțeleaptă, da? Tot despre lucrul acesta spunea Domnul Iisus Hristos în Luca, capitolul 6, versetul 28, spunea că să binecuvântăm și să nu blestemăm pe cei care ne fac răul. Suntem chemați să binecuvântăm și Domnul să ne ajute. Al doilea păcat invocat este pisma. Versetul 14 vorbește despre lucrul acesta și spune, dacă aveți în inima voastră pisma amară, pisma înseamnă invidie, înseamnă ură, înseamnă dușmănie, înseamnă să porți pică pe cineva când vezi că e mai bun ca tine, știți? Spune cuvântul lui Dumnezeu că ele nu și-au rădăcina în Dumnezeu. Și spunea apostolul Petru, spunea că să lepădați orice fel de răutate și de pismă. Adică sunt mai multe feluri. Și spunea apostolul Petru să le lepădați. Dacă nu lepădați pisma aceasta, dacă nu lepădați cearta, dacă nu lepădați lucrurile acestea, din inimă, n-aveți cum să doriți laptele. Cuvântul lui Dumnezeu, spune apostolul Petru. E atât de important să le lepădăm. Când stăm înaintea Domnului din când în când să ne cercetăm, Doamne,
Oare am eu pismă în inima mea? Invidiez eu pe cineva? Port eu pică pe vreun frate sau pe, ce știu, pe vreo soră sau pe vreo familie din biserica aceasta? Port eu pismă că le merge mai bine sau poate a fost binecuvântat sau ce știu eu? Sunt atât. Când trăim într-o comunitate, avem motive. De multe ori ne uităm unul la altul, ne comparăm și poate apărea păcatul acesta. Dar toți trebuie să veghem, să nu, inima noastră să nu fie cuprinsă de păcatul acesta al pismei, al invidiei, al urii, pentru că acesta este doar începutul. Despre farisei se spune că aveau pismă pe Domnul Iisus Hristos, să-L invidiau pe Domnul Iisus Hristos. Le era ciudă că oamenii mergeau mai mult la Domnul să asculte decât la ei. Au mers până acolo, împinși de păcatul acesta, încât L-au pus pe cruce pe Domnul. Din pismă L-au dat pe Domnul la moarte, spune cuvântul Dumnezeu, de ură. Doamne, ferește-ne de păcatul acesta, ajută-ne să ne cercetăm și dacă avem lucrul acesta în viața noastră, Doamne, binecuvintează-ne și ajută-ne să fim oameni smeriți, oameni care să iubim, oameni care să dăruim dragoste, Dumnezeu să ne ajute. Al treilea păcat invocat sau enumerat în seara aceasta de apostol este minciuna, versetul 14. Spune să nu mințiți împotriva adevărului. Și spunea că aceste păcate, atât minciuna cât și pisma și duhul de ceartă, spune că își au izvorul sau își au originea într-o înțelepciune care nu vine de sus. Și spune apostolul atât de drastic, spune că vine dintr-o înțelepciune pământească, firească și drăcească. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. În înțelepciunea care vine de sus, nu și-au loc, nu și-au originea păcatele acestea. Spune că înțelepciunea care vine de sus e curată, e pașnică, e blândă, e ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roduri, de roduri bune, fără părtenire, nefățarnică, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Minciuna este unul dintre lucrurile pe care se spune că Dumnezeu îl urăște printre cel mai mult. Dacă veți citi Proverbe, capitolul 6, versetul 16-17, spune că șase lucruri, chiar șapte, le urăște Domnul. Ochii trufași și al doilea spune că este limba mincinoasă. Omul care spune minciuni. Spunea Domnul Iisus Hristos că felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de unde? De la cel? Cel rău. Și tot Domnul Iisus spunea că tatăl minciunii este cine? Diavolul. Când eu spun o minciună, vreau sau nu vreau, eu mă așez sub autoritatea celui rău. Cine vrea să-l aibă de tată pe diavolul? Nimeni. Noi vrem să-l avem de tată pe Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Nu? Dar eu făcând lucrurile acestea, trăind într-o stare de minciună sau mințind, fiecare dintre noi se poate analiza ce fel de om este, dacă este om de cuvânt sau nu, dacă spune adevărul sau nu, dacă la locul de muncă, dacă munca care o face, dacă în toate lucrurile pe care le face este un om de caracter, un om de da, da și nu, nu, sau e un om care șovăiește. Al patrulea păcat enumerat de apostol spunea că prima e blestemul, al doilea este pisma, al treilea este minciuna, al patrulea este lăudăroșia, versetul 14. M-am uitat în dicționar. Și cuvântul acesta înseamnă mândrie, aroganță, lucruri făcute cu intenția de a înjosi sau a provoca, de a demonstra cine este cel mai tare, mai deștept, mai avut. Și te duce în starea aceasta încât îi urăști pe cei care sunt deasupra ta, care e mai deștept sau care e mai avut sau care îi urăști, îi vorbești de rău. Că nu poți ajunge la starea aceea și când cazi în starea aceasta a lăudăroșenii, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, noi îi urâm pe cei care sunt deasupra și îi disprețuim pe cei care sunt mai slab ca noi sau mai jos ca noi. Și spunea apostolul Ioan, apostolul dragostei, spunea că lăudăroșenia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și spunea că lucrurile acestea, lumea le iubește, lumea le face. Noi pocăiții trebuie să evităm lucrul acesta. Noi pocăiții trebuie să fim oameni smeriți, oameni care să dăm slava, pentru că întotdeauna lăudăroșenii acestea fac un lucru, este cred că cel mai mare hoț al slavei lui Dumnezeu. Se spunea de dimineață, se vorbea despre slava care trebuie să o dăm lui Dumnezeu. M-am gândit că atunci când intri în starea aceasta,
sunt în pericol de a fura cel mai mult slava lui Dumnezeu. Încep să mă laud și totdeauna eu sunt în centru. Eu am făcut, eu am dres, eu m-am descurcat, eu. Sunt foarte deranjat de oameni în general care întotdeauna trag atenția asupra lor. Și orice s-ar întâmpla, orice lucru bun care s-a întâmplat în preajma lor, întotdeauna trag discuția în așa fel încât ei au fost acolo în centru. Și de acolo merg mai departe. Asta e un mod delicat, să spunem așa, dar foarte păcătos de a fura slava lui Dumnezeu. Ca să nu mai spunem, dacă ți s-a întâmplat, ai mers la spital, ai avut ceva, s-a realizat, o operație bună, ai reușit la un loc de muncă, ai reușit la o școală, ai reușit undeva. Întotdeauna am avut cunoștințe, m-am pregătit, noroc de doctor, noroc de cutare, noroc de cutare. Și Dumnezeu nu-i nicăieri. Vă aduceți aminte despre Ezechia? Dumnezeu l-a vindecat, i-a mai dat viață. Și când au venit trimiși din Babilon să vadă care-i Dumnezeul acela care l-a vindecat. Ce Dumnezeu slujește Ezechia că l-a putut vindeca de cancer? Uitați-vă ce a făcut Ezechia. Ezechia a început să-i arate conturile, să-i arate armele, aurul, și aia nu a auzit nimic de Dumnezeu. Și a plecat înapoi cu conturile lui Ezechia, cu aurul lui Ezechia, cu armele care le avea, cu avuția, cu inteligența lui Ezechia. Și Dumnezeu? Nicăieri. Asta e un mod foarte păcătos de a fura slava lui Dumnezeu. Fraților, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, întotdeauna să spunem, Domnul mi-a dat, Domnul m-a binecuvântat, Domnul a lucrat, Domnul a fost cu mine, Domnul a făcut tare lucru. Și când faci lucrul acesta, evit să furi slava lui Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu să ne ferească de păcatul acesta. Apoi, un ultim păcat care vreau să vorbesc în seara aceasta este cearta. A discuta cu violență sau dușmănie, răutate, a folosi cuvinte ofensatoare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 17, versetul 19, spune că cine iubește cearta, iubește păcatul, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și avem multe versete în Scriptură în care ne spune să ne ferim de oamenii certăriți, să ne ferim de certuri, să ne ferim de întrebările nebune că ce le aduc la ceartă. Poate îmi veți spune în seara aceasta, da, și Domnul Iisus a certat. M-am uitat în Scriptură, da, și Domnul spune că i-a certat. Dar nicăieri n-am găsit că Domnul s-a certat cu oamenii sau Domnul a certat oamenii. Spune Scriptura despre Domnul că El a certat marea atunci când aducea moarte în viața ucenicilor și ucenicii erau speriați și Domnul a certat duhurile când au vindecat pe cei care erau îndrăciți. Dacă tot vrei să cerți pe cineva, fă-o așa cum a făcut-o Domnul Iisus, nu-i nicio problemă. Dar marea tragedie este că noi ne certăm de multe ori între noi. Sunt oameni certăreți. Bine ar fi să ne ferim, dar și noi să ne ferim de stilul acesta de viață. Dacă ar fi să te întreb ultimele discuții pe care le-ai avut cu un frate sau cu o soră sau cu o familie, cum au fost când te-ai despărțit? Pace? Bucurie? Știți, eu cunosc oameni care aproape orice discuție o duc la ceartă. Orice contradicție, în orice domeniu în care nu sunt de acord, trebuie neapărat să ajung la ceartă. Și o ceartă dintre aceea violentă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, spunea apostolul Iacov în seara aceasta, că dacă limba mea nu reușesc să o înfrânez și eu ajung la ceartă și păcatul acesta îmi domină viața, sunt un om certăreț, mă cer cu soția, mă cer cu copiii, mă cer cu șeful, mă cer cu poliția pe stradă, mă cer cu cutare, cu frații, cu toată lumea eu mă cer. Eu sunt un războinic, eu sunt un erou, eu nu mă calcă nimeni pe bătătură, mie nu-mi... Da? Nu-mi pune nimeni picioarele în cap, așa cum spune proverbul italian. Eu sunt, fraților, spune cuvântul lui Dumnezeu că religiunea aceasta este zadarnică. Dacă nu reușim să ne înfrânăm limba, toate lucrurile sunt zadarnice, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ori noi ar trebui să fim oameni ai păcii, oameni care să fim ușor de înduplecat, da? Nu omul acela care totdeauna are dreptate. Ați întâlnit oameni aceștia care totdeauna au dreptate.
Orice îi propui, orice îi spui, nu poți niciodată să-l îndupli. El știe deja. El poate. El cunoaște. El i s-a întâmplat și lui. Totdeauna are dreptate. E omul acela certăreț. Văd pe unii că zâmbesc. Nu știu dacă aveți sau nu în cercurile dumneavoastră, dar bine ar fi să ne cercetăm înaintea Domnului. Fraților, spune cuvântul lui Dumnezeu că este unul dintre păcate care ne împing. În loc să fim o binecuvântare, putem fi o nenorocire pentru față. Și ce e de făcut atunci? Spune cuvântul lui Dumnezeu, câteva aplicații practice. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ia în slujba Lui limba noastră. Psalmistul spunea așa, Psalmul 141, versetul 3. Doamne, pune o strajă înaintea gurii mele și păzește buza, păzește ușa buzelor mele. Așa se ruga psalmistul. Ce spuneți? V-ați rugat vreodată rugăciunea aceasta? Cine s-a rugat vreodată rugăciunea aceasta să ridice o mână sus? Am văzut puține mâini care s-au ridicat. Domnul să vă binecuvinteze. Ce spuneți? Ar fi o rugăciune în seara aceasta să o punem din când în când la inimă? Doamne, te rog, pune o strajă gurii mele. Doamne, ajută-mă ca să-mi controlez limba, Doamne. Că știu că dacă nu sunt un creștin de caracter, dacă n-am o vorbire după voia ta, dreasă cu sare, o vorbire care să aducă viață, nu sunt un copil plăcut ție. Împrăștii în jurul meu numai moarte. Și atunci, ce fel de pocăi sunt eu? Ce fel de credincios sunt eu? Un alt lucru pe care putem să-l facem, binecuvintează cu gura aceasta. 1 Petru, capitolul 3, versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău, ci binecuvântați pe cei care vă fac răul. Încurajează, Romani, capitolul 12, versetul 8. Cine îmbărbătează să se țină de îmbărbătare. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu astfel de calități. Să ne binecuvinteze, să ne ținem de îmbărbătare. Să ne ajutăm unul pe celălalt. Nu-i frumos așa când unul trece printr-o încercare, să ne plecăm, să-l ajutăm să ducă povara, să-l îmbărbătăm, un cuvânt frumos, un cuvânt bun. Am auzit pe frații care au trecut prin încercări și au spus, ce mult a contat un cuvânt spus când eram la capul sicriului, când eram la groapa, pe marginea groapei, să-mi îngrop mortul sau la marginea unui bolnav în spital. Ce mult conta un mesaj, un verset, o îmbărbătare, un telefon. Poate nu ne dăm seama, dar sunt lucruri pe care, binecuvântări pe care Dumnezeu le-a lăsat la îndemâna noastră. Și noi ar trebui între noi să folosim aceste binecuvântări, să ne zidim, să ne îmbărbătăm și Dumnezeu să ne ajute. Un alt lucru pe care îl putem face este, evangelizează. Filipeni, capitolul 2, versetul 18. Orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos e Domnul. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos e Domnul. Vreți să vă întreb dacă ați mărturisit vreodată cuiva că Iisus Hristos e Domnul? Am mărturisit noi. Doamne, ajută-ne! Și ajută-ne să o facem mai des. Eu știu că ați mărturisit. Eu știu că sunteți martori autentici. Știu că ați spus oamenilor despre Iisus. Și cred din toată inima că o veți face în continuare, că asta ne-a chemat Dumnezeu. Cred lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frați și surori, astea au fost gândurile pe care le-am adus în seara aceasta, înaintea noastră, a tuturor. Fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm, stăm înaintea cuvântului. Fiecare ne analizăm dacă avem ceva de îndreptat, Dumnezeu să ne ajute să ne îndreptăm. Cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, capitolul 4, versetul 6, spune așa, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Amin. Doamne, ajută-ne!